Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice care au avut loc în prima săptămână a noului an. Iată principalele titluri. Vom depune eforturi ca economia să prindă puteri, iar sistemul bancar se va alinia pieței europene de asigurări, noua guvernatoare a BNM, Anca Dragu. Inițiativa șefei statului Maia Sandu privind organizarea unui referendum crește șansele de a fi aleasă din nou la scrutinul prezidențial, spune politologul Ilian Cașu. Cetățenii Republicii Moldova care au și cetățenie română vor putea beneficia de trecerea fără controle a hotarelor aeriene și maritime ale României. Ne vom asigura că avem un sistem financiar nu doar rezistent la crize, ci și capabil să contribuie la creșterea economică sustenabilă și dezvoltarea țării. Un sistem bancar compatibil cu spațiul european. Este mesajul la început de an a noii guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, fosta ministra finanțelor din România, Anca Dragu. Aici, la Banca Națională, vom depune eforturi ca economia să prindă puteri și să intre în forță în procesul de convergență cu piața europeană. Vom avea grijă ca sistemul bancar să fie și mai rezilient, iar cetățenii să se poată bucura de servicii moderne. A dat asigurări Anca Dragu. Șefa Băncii Naționale a mulțumit Republicii Moldova pentru că a primit-o și a făcut un apel la unirea tuturor eforturilor pentru a avansa pe parcursul european al țării. Am încredere în puterea și în capacitatea Republicii Moldova. Ați arătat la o lume întreagă cât de generoși sunteți atunci când v-ați deschis casele pentru vecinii nevoiți să plece din calea războiului. Ați arătat cât de determinați sunteți să mergeți cu tenacitate spre Uniunea Europeană, care cândva era doar un vis. Mă simt onorată să pun și eu umărul la acest proces. A mai transmis Anca Dragu în mesajul său de anul nou. A fost numită guvernatoare la BNM în 22 decembrie, a doua zi după ce fostul șef al Băncii Naționale, Octavian Armașu, a fost demis din funcție după ce deputații au reproșat progresele lente care se petrec în dosarul furtului miliardului. Leul moldovenesc are 30 de ani de la punerea în circulație. În același an, în 1993, au apărut și monedele moldovenești de schimb care poartă numele bani. Echipa Vocii Basarabiei a întrebat călătorii din transportul public dacă au bănuți și îi folosesc atunci când achită taxa. E câte bănuții. Ce faceți cu bănuții ăștia? Îi dau când trebuie de rest, îi dau. Pur și simplu erau acasă și de și am luat și să-i cheltui. N-am. De ce? Eu numai lei, că nu le prinierte nicăure. Da. În buzunar. Le folosiți des? Da, mai mult la transport public. Nu am bănuți. Nu prea folosesc. De ce? Nu mi-e comod cu ei. Mult mai ușor cu banii, cu magnotele. Câteodată da, câteodată ce fel de bani am. Mie că tăiți, dar dacă te duci la magazin să iei pâine, nu-ți primești. Nu primesc. La ce? Lapte tot așa. Arată ca câte o coropcă plină și n-am ce faci cu dânși. Încercați să scăpați de acești bănuți? Încerc, dar cam rar care poate să iei. Cam rar poate să iei. E ca așa, am și eu o coropcică de bănuți și când mă duci poate la bancă i-a primi. Că asta e pensie. Și din pensie, dacă mai dau și bănuții ăștia de pomană, cu ce mai rămân eu? De obicei nu. Îmi place să-i păstrez, să-i am de orice eventualitate. Rămân la dânsii. Nu le luați? Da. Așa că... Și nu numai eu, tăți așa sufru de la asta. Da. Încerc să scap cât mai rapid ei. Nu prea sunt comodi să iau în buzunar. Da. De ce? Și-s grei și incomodi. Îi primesc de la magazin și tot la magazin îi întorc, deoarece este necesar câteodată. Reporterul Vocea Basarabiei a căutat să afle reacția lucrătorilor transportului public atunci când se achită biletul în bani mărunți. Uf, ia-ți vă arăt eu, ia-ca, uitați-a, iau-te. Și ce faceți cu bănuții ăștia? Da, ce bănuți? Niște nevoiași și le dau pe degeaba și gata, și să fac. E tot leu și eu nu s-o cu nicio problemă în asta. Evaluăm, domnule, nu trebuie să o luăm. Fie eu de la noi și noi o dăm lor, nu avem probleme. Eu ia zer la clom bărdăcioc. Și ce faci pe urmă? Pe urmă ia zer la afară. De ce? Pe psocnes. Chiar nu vă folosesc la nimic? Nu.
Când primiți bănuți, nu încercați să scăpați cât mai repede de acești bănuți? Nu, eu sunt deprins să lucrez cu banii și nu cred că e o problemă. Dar eu nu-i număr. Deloc? Nu. Și nu vijele? Nu. Dacă băie, oamenii n-au, alți bani n-au și nevoiți sărașe să dăiești de aici. Fiecare se stărui cum poate, dacă cum e. Noi obișnuim lucrăm cu lei mai mult. Ești de smurdare. Hârtie de mai mult, dar mai lucrăm cu lei metal. Cât de des dumneavoastră vă achete pasagerii în bănuți? În bănuți? Nu, dar poți, pe zi poți strâng și 30 de lei de bănuți. Poți să strâng. Depinde cât a poți strâng și 10 lei, dar poți nu achete cât de ziua. Nu, la mine cel mult s-a întâmplat vreo 11-12 lei, mai mult n-am avut. În privința păstrării bănuților ca monedă, părerile cetățenilor s-au împărțit. Unii vor să-i folosească în continuare, iar alții consideră că Banca Națională ar trebui să-i scoate din circulație. Consider că sunt mult mai efectivi decât lei de hârtie, fiindcă sunt mai practici și nu este posibilitate să se rupă. Deci bănuți și drașii ăștia tăiți. De ce? Și pentru că ca sunt, uite, de ce? Deșert sunt și e de mult, e spre mulți de mă. Cred că da, ar trebui să rămâi numai lei sau de 50 de bănuți, dar restul trebuie scos. Nu cred că ar trebui totuși să le scoată, că sunt nevoie uneori de ei. Nu sunt comoți, dar uneori este nevoie de ei. Dar și fără ei nu te poți descurca, doar să fii prețurile rotunjite, să fii fără bănuți, fără rest. Pe de o parte ei cum ei n-ar trebui scos, dar pe de o parte. Deci de 5.000 n-au valoare, 5.000 nu au valoare deloc. Vedeți că nici în magazin nu-i primesc. Inițiativa șefei statului Maia Sandu privind organizarea unui referendum crește șansele de a fi aleasă din nou la scrutinul prezidențial și complică situația candidaților de centru-dreapta. Este părerea politologului Ilan Cașu și a fost expusă în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. De asemenea, analistul politic mai crede că organizarea referendumului în aceeași zi cu scrutinul prezidențial reprezintă un instrument de mobilizare a votului pro-european în favoarea Maiei Sandu. În spațiu public nu este o idee nouă că președintele Maia Sandu a răspuns la multiplele solicitări ale opoziției să fie aprobat cursul de integrare europeană prin vot popular și mai democratic exercițiu în lume nu există atunci când politicienii au disensiuni, merg la popor, merg la cetățeni. Gestul președintelui Sandu a fost să prindă opoziția nepregătită pentru o asemenea mișcare și această mișcare cu referendumul complică foarte, foarte mult șansele politice ale partidelor de pe centru-dreapta. Ilan Cașu susține că referendumul este o inițiativă care are menirea de a-i asigura Maiei Sandu un nou mandat. Mesajul pro-european este asociat cu președinta și cu PAS, iar acest lucru îi dezavantajează pe ceilalți candidați de centru-dreapta. Maia Sandu este Europa. Deci partidul PAS are monopol asupra ideii și procesului de integrare europeană și atunci ceilalți de pe dreapta cu ce mesaj să vină dacă Maia Sandu este Europa? Tu poți să vii cu o chestie Europa altfel, noi suntem altfel de executanți ai procesului de integrare europeană, dar pentru cei de dreapta și vor fi, bănuiesc eu, candidați, lucrurile se complică substanțial cu președinta Maia Sandu, care a anunțat deja că va candida pentru al doilea mandat, plus referendumul. Politologul este convins ca forțele pro-europene să semneze un pact similar celui de la Snagov. Trebuie să existe discuții sincere între partidele veritabil pro-europene, iar aceste discuții trebuie să fie inițiate de partidul de guvernare. Până a avea un Snagov moldovenesc, în opinia mea, partidul de guvernământ, care este unul pro-european, trebuia cel puțin, în opinia mea, nu săptămânal, că e prea des, dar lunar sau trimestrial, o platformă de discuții. Ca să ajungi la Snagov, trebuie niște pași, trebuie o pregătire. Și această pregătire, în opinia mea, este platforma de discuție, inițiată sincer, nu să-i măcilărești și să-i topești pe ăștia mai micuți, ca să fii
tu singur putere sau o singură forță pro-europeană, pentru că nu-i doar acest proces de integrare europeană, este imposibil și oamenii raționali își dau seama o singură forță politică să-l realizeze și să mobilizeze grosul societății pentru a atinge acest obiectiv. Președinta Maia Sandu a solicitat desfășurarea în toamna anului 2024 a unui referendum național privind aderarea la Uniunea Europeană. În aceeași zi, la 3 ani de mandat, șefa statului a anunțat oficial că va candida la alegerile prezidențiale, unde a menționat că dacă va obține un nou mandat de președinte, va continua calea Republicii Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la referendum în repetate rânduri în cei peste 30 de ani de independență. De cele mai multe ori, alegătorii nu au participat, iar plebiscitele nu au mai avut loc. Vocea Basarabiei a căutat să afle de la trecători întâlniți la întâmplare pe străzile capitalei dacă își mai amintesc câte referendumuri au avut loc. Din păcate nu vă pot spune. Cam puține au fost referendumuri. Mai mult alegeri, dar referendumuri cam puține. Nu știu. A fost, este a treilea, dacă nu mă greșesc, nu precis nu pot. Nu pe aduc aminte de referendum. Nu, nu. Poate că era un fel de, cum să vă spun, de sondaj, poate, nu știu cum să zic. Nu, bălă nescălcă referendum, da, bălă. Я не помню, когда было, я постоянно участвовал. И ко мне домой приходили тоже с опросами, я постоянно комментировал то, что думает большинство. Mă tem că numai unul a fost, da, uitat pentru ce. Dar știu că a fost un referendum, da, așa, pentru o nimica toată, nu cine știe și așa, pentru un lucru extraordinar, care noi avem toți, avem nevoie de asta. Cred că două. La câte din ele ați participat? La unul, la primul. Cred că la vreo 3, nu mai multe. Din păcate nu vă pot spune. Cam puține au fost referendumuri. Desigur că am participat la toate, dar ce au fost acolo și întrebări tot, dacă eram împotriva țării noastre. Zero, dar dacă a fost pentru oamenii noștri, întotdeauna am vrut numai progres și viitor. Niciodată n-am votat cu comuniștii, cu socialiștii, cu toți aceștia. Vă este clar de ce este nevoie de acest referendum din toamnă? Eu cred că nu. Nu e nevoie de referendum, toată lumea e pentru. Desigur că da, populația din Republica vor unire cu Europa. Suntem în Europa și eu cred că e de acord. Nu este clar, da, fiindcă multă lume la noi încă nu înțelege și priorități și câștigă să avem noi dacă intrăm în Uniunea Europeană. Моя позиция, мы должны поддержать Майю Санду. Наша жизнь, наше будущее только в составе Европейского Союза. С русским Иваном нам нечего... Я жил там много лет и учился там. Там не люди. Părerea mea este că e cam forțată treaba, pentru că din moment ce am ales-o și la întrunirea pe Marea la Guardia Națională a fost foarte lungă și s-a votat practic. Marea majoritate, din moment ce au ales-o, deja și referendum s-a făcut. Probabil că nu o să fie. Imposibil ca să fie și referendum și totodată și alegerile președintelui. Așa ceva nu poate să fie. Asta e încălcare de Constituție, am înțeles. Referendum, după părerea mea, el trebuie. Fiindcă lumea trebuie să știe care e părerea președintelui, în care parte să ne ducem. Părerea mea, o persoană așa mai de mult, că totuși poporul trebuie să-și spună vocea. Fiindcă unul te duce, spune întrebarea, ce vreau moldovenii? Vreau Europa, Rusia sau unde vreau în care parte? Credeți că e bine să aibă loc în acești zi cu alegerile prezidențiale? După cum e situația economică, cred că da. Ar fi o economie și totuși președintele țării în cazul de față își întărește puterea ei ca președinte, fiindcă dacă majoritatea o spui că da, o să aibă mai multă legitimitate președintele. Nu știu, nu trebuie să dva rază, конечно, în din нужно сделать точку поставить, это все. Я убежден, что мы выиграем все равно, в любом случае. Не надо два раза тратиться, народ собирать и так далее. Și mai puțin cheltuieli, eu cred că s-au gândit când au spus programul ăsta, că să nu fie două ori cheltuială, mai bine odată. De ce nu? Nu încurcă una cu alta. Ele pot să fie alături. De ce trebuie să cheltuim bani pentru una, după aceea pentru alta? Eu cred că e mai bine pentru că și pentru oameni e mai comod să nu facă două drumuri și totuși timp. Aici cei care sunt cu
pentru Europa și cu Sandu, o să vină, o să o voteze și în același timp o să confirme pentru un vot da la referendum. O Moldova europeană este șansa ca cetățenii să aibă o viață bună și trăită în pace. Juristul Alexandru Tănase a spus la emisiunea Puncte de Reflecție că integrarea europeană reprezintă unicul drum care asigură supraviețuirea ca țară liberă. Ex-președintele Curții Constituționale a mai precizat că acum depinde de autorități cum își vor face lecțiile. Noi când vorbim de apartenență la Uniunea Europeană, noi vorbim despre o perpetuare a poporului ăsta în niște condiții civilizate, normale și de bunăstare. Oamenii care se vor naște peste 50 de ani de zile în acest teritoriu să aibă siguranță zilei de mâine. Asta e elementul, de fapt, definitor al ceea ce facem noi. Și asta aștept eu de la integrarea europeană. Să dăm o șansă celor care se vor naște aici peste 100 de ani de zile să aibă o altă viață și un alt viitor decât l-am avut noi, din păcate, de la 1812 sau de când au început războaiele ruso-turce. Astăzi, când Ucraina geme de ororile războiului și păstrarea păcii este preocuparea tuturor cetățenilor moldoveni, trebuie să înțelegem că forțele de la Kremlin au un singur scop, să semene haos, să provoace violență și război. În acest context, Alexandru Tănase reiterează că soarta Republicii Moldova depinde de continuitatea războiului. Integrarea europeană și perspectiva noastră europeană depășește însăși noțiunea de Republica Moldova. Noi nu știm dacă peste 100 de ani va mai fi așa stat Republica Moldova. Peste 50 de ani statele apar, dispar, se schimb, se contopesc. E o groază de lucru, se întâmplă. Integrarea europeană, pentru prima dată în această regiune a Europei, poate, în mod potențial, produce o mutare a liniei de demarcare între lumea civilizată și coardele nomade. Depinde foarte mult ce se va întâmpla cu Ucraina, bineînțeles. Ex-președintele Curții Constituționale a avertizat că înfrângerea Ucrainei în războiul început de Rusia ar însemna întoarcerea în zona de influență a Moscovei și ar presupune riscul unei invazii în orice moment. Trebuie să înțelegem că, de fapt, înfrângerea Ucrainei înseamnă în mod automat dispariția Republicii Moldova. Nu trebuie să ne facem. Adică cum dispare Republica? Nu contează cum. Mai multe modalități sunt. În primul rând, să admitem prin absurd că mâine forțele rusești ajung la frontiera pe malul râului Nistru, orice strănutat la Tiraspol va schimba guvernul la Chișinău. Gata, se schimbă tot. Plus că, din punct de vedere economic, nu va fi nicio șansă. Ar fi o zonă gri unde nu ar veni nimeni să investească absolut niciun leu. Începând cu luna martie, cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia României vor putea beneficia de o parte din facilitățile tratatului Schengen, care le permite trecerea fără controale a hotarelor aeriene și maritime ale României. Aceasta după ce, la sfârșitul anului trecut, Consiliul Uniunii Europene a adoptat decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen în România și în Bulgaria, prin care se ridică granițele aeriene și maritime. Astfel, în cursul anului 2024, Consiliul va depune eforturi pentru a lua o decizie de eliminare a controalelor la frontiera terestră. Deschiderea frontierelor aeriene și navale a devenit posibilă după ce Austria, ultima țară care a avut rezerve față de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, a trimis președinției spaniole a UE un text obligatoriu din punct de vedere juridic, prin care și-a confirmat acordul cu România și Bulgaria cu privire la Schengen Air, intrarea fără controale la frontierele aeriene. La modul practic, Schengen Air înseamnă că în viitor pasagerii din România și Bulgaria nu vor mai fi nevoiți să zboare spre Europa prin terminalele străine. Ca de obicei, pașaportul va fi verificat la poartă de către companiile aeriene cu sprijinul suplimentar al poliției austriece și al celei române sau bulgare. Eurodeputatul român Victor Negrescu a enumerat mai multe beneficii sociale și economice de care românii vor avea parte. Cetățenii români vor circula mai ușor în alte state din spațiul Schengen, câștigând un drept pe care îl meritau. Vorbim de milioane de pasageri anual. Acest lucru înseamnă și că românii din diaspora se pot întoarce mai ușor acasă pe cale aeriană, beneficiind de numeroasele aeroporturi existente în România, aflate multe dintre ele în proces de extindere și modernizare. Practic, amortizăm economic aceste investiții cheie și dezvoltăm infrastructura aeroportuară.
Austria, Bulgaria și România se angajează să convină ulterior asupra unei date pentru încetarea controalelor terestre, a informat președinția spaniolă a Consiliului Uniunii Europene. Tratatul Schengen prevede ridicarea controalelor la frontierele dintre statele membre, care acoperă în prezent 4,3 milioane de kilometri pătrați și 423 de milioane de cetățeni din 27 de țări europene. Conform unor date neoficiale, aproape 1 milion de moldoveni se află peste hotare, în special în spațiul Schengen, majoritatea deținând și cetățenia României. Statistica arată că peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova sunt plecați la muncă în străinătate. În funcție de unde li s-au stabilit copiii, cei rămași acasă vorbesc despre direcția în care se îndreaptă țara lor. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți la întâmplare pe străzile din Chișinău cât de des au călătorit peste hotare. Sunt de tot. În România de câteva ori. За границей. Ну, наверное, раза два в Германии была. În Franța am fost, так уня. În România de multe ori am fost. Foarte des. Foarte des. Încă din tinerețe, când eram după studenții. Ce cunoașteți dumneavoastră despre traiul din Uniunea Europeană? Acolo oamenii muncesc. Muncesc și cine știe munci știe și se odihne. Конечно, сразу скажу про медицину, что здесь из рук вон плохо, все так плохо и безнадежно, и для инвалидов тоже очень плохо. А там в этом смысле все разумнее, все делается для людей. Около детей кто-то алте луми, фрумуасы, лиништиты, дети эмбелшук, шен культура. Луми около, в первую очередь, есть протяжаты для леди. Justiția este justiție, legea e pusă în capul mesei, fie bogat, fie sărac, aceeași prioritate are sistemul judiciar. Foarte bine trăiesc față de noi, noi suntem, să vede că nu o țară de oameni mai puțin deștepți decât aceea, dar traiul nostru e foarte bine. Dar despre cel din Rusia? Ei, nici acolo nici nu vreau să vorbesc. În ce situații trăiesc, numai cât fac la dânsul o singură. Armata, înainte, ocupația și mai mult nimic. În Rusia n-am fost de mult. După ce aici auzim și vedem la, mai știu eu, în internet, în asta este o diferență foarte mare. E vorba de libertatea omului. Și dacă omul este liber, atunci trai mult mai bun. Stai de Rusia, unde au fost ruși, acolo tot timpul a fost bardac. Au fost război, nu au fost înțelegeri, nu au fost rusul. Rusia este în afară expansiști la toate și Dumnezeu le-a dat atâta bunuri că ei nu trebuie să nu muncesc, dar tot absorb ceea ce li s-a dat de la natură. Și nu-s mulțumiți lui Dumnezeu, poate a venit vremea. Dumnezeu s-a gândit și la dânșii altfel decât cum ei acum fac pașii pe care îi fac. Cândva, de când am fost noi mai tineri, acolo străie mai bine ca la noi. Și datorită tot Rusiei, noi aici tot am trăit mai bine. Acolo lumea este manipulată, este folosită ca robi peste tot. Acolo trăiesc numai cei care au pus mâna pe afaceri. У меня нет контактов сейчас с Россией, но я знаю, что там многие мнения тоже поливалентные, люди по-разному думают, конечно, все не хотят войны. Acum Rusia în generiu sărăcie totală, и Doamne ferește, Moscova, Петербургу, мă rog, dar în rest, după Ural, acolo e tragedie. În Europa, eu pur și simplu am rămas încântat. Eu vă spun, nu numai în Europa, dar am fost vreo 6 ani în urmă în America și am rămas trăsnit, toată America zâmbește. Ce vă impresionează cel mai mult când spuneți de Uniunea Europeană? Nu, dacă trai cu totul mai presus de cultură, avem și noi cultură, slava Domnului. Nu suntem noi din țările cele care africane sau undeva. Dar acolo lumea știu pentru ce trăiesc, pentru ce muncesc. Noi am muncit, dar noi nu știu pentru ce muncim. Dar cum vă gândiți la Rusia? Despre Rusia, eu aș uita cu totul, că este nu așa nație, dar așa conducere. Noi când trăit mai bine cu Rusia, totuși cu rusul nu a fost mai bine atunci.
Dumnezeu, da. Dar copiii, de pildă, sunt psihotare și acolo tot e bine de trăit. În primul rând, Uniunea Europeană e o stabilitate și o pace. Iar Rusia, mă scuzați, e dezastru și război. Cam asta spune tot. Ce experiență poate împrumuta Republica Moldova din vest și din est? Păi e clar, din est acum putem să ne înarmăm și să luptăm cu cineva, cu vecinii. Altceva bun acolo deocamdată nu observăm. Și restul prosperitate numai în Europa, așa e calea noastră asta. Din vest să fie gospodari. Din est experiență, să înveți a fi mulțumiți. Da, mi se pare cam tot. Tot e frumos acolo. E mai sunt niște divieri, dar mă rog, sunt niște fluctuații care pot fi depășite. Dar din est? Da, în est am fost de acum. Știm ce e acolo și putem să ne imaginăm ce ne așteaptă. De fapt, ce ne știe? Poate cu timpul și acolo se vor apropia de civilizația umană. Cotidianul francez Le Monde arată că Republica Moldova se confruntă cu o campanie de influență pro-rusă de amploare pe Facebook. În ultimele luni au apărut pagini ciudate scrise în mare parte în limba română, dar și în rusă, se prezintă în principal ca pagini jurnalistice sau de actualitate. Afișează culorile Republicii Moldova și publică discuții despre politica și economia locală. Președintele Parlamentului dă asigurări că autoritățile continuă lupta cu instituțiile media care deliberat induc frică, instabilitate și alarme false. Igor Grosu susține că pentru prima dată de la independență, corupția internă în toate sistemele, inclusiv crima organizată și Federația Rusă, sunt problemele care vizează securitatea națională. Evident că noi aici o să discutăm și cu giganții, da, de social media. Da, de social media. E mai complicat aici. Iată, deci important este să fii parte a acestei echipe, ceea ce numim Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană, când discută cu acești giganți de pe poziția unui bloc comunitar, e cu tot o altă atitudine. Impactul e alt. Impactul, evident, e mult mai mare. În cazul țărilor, da, mici, cu piețe, noi suntem o piață mică pentru chiar și acest gigant și acei restul trei care mai sunt. Noi nu suntem o piață mare de consumatori și de publicitate. Dar asta nu înseamnă că noi nu o să fim vocali și nu o să insistăm, să prezentăm argumente cum aceste platforme sociale sunt folosite în mod cinic de către bandiți și de către dictaturi și sisteme autoritare pentru a influența procesele politice, democratice dintr-o țară sau alta. Un raport preliminar consultat de Le Monde enumără 605 reclame identificate din iulie care au strâns cel puțin 155 de milioane de vizualizări. Obiectivul principal al acestei campanii, promovarea investițiilor în Republica Moldova, aparținând politicianului Lanșor, care a fugit din țară și este acum supus sancțiunilor atât americane cât și europene pentru legăturile sale cu autoritățile ruse. Speakerul Parlamentului spune că dezinformarea este o problemă cu care se confruntă nu doar Republica Moldova, dar multe țări europene. Nu suntem unici, eu văd și noi am văzut exemple de astea și în țări membre a Uniunii Europene. Și în vecinătatea noastră, asta e o problemă despre care tot mai mult se discută și pe platformele și președinților parlamentelor Uniunii Europene. Fiecare dată când ne întrunim, apare subiectul ăsta, se discută cât de reglementat trebuie să fie, care trebuie să fie limitele și viteza cu care trebuie să intervină și, da, reglementările făcute astfel ca să ne protejăm spațiul nostru informațional. Publicația Le Monde susține că scopul campaniei este de asemenea de a ataca Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova într-un moment în care țara învecinată cu Ucraina depune noi eforturi pentru apropierea de UE și în timp ce Comisia Uniunii Europene s-a exprimat recent în favoarea deschiderii negocierilor pentru aderarea sa. Igor Grosu dă asigurări că pe plan național autoritățile au pârghii necesare pentru a ține piept dezinformării. Dacă vorbim de piața media locală, da, aici noi evident că avem mai multe instrumentare. În cadrul acestor granzi, rețele de socializare și așa mai departe, evident că e mai complicat, dar noi vorbim despre cei care deliberat, organizat, plătit, da, orchestrat,
atac anumite procese, că vorbim de alegeri, ca proces electoral, că vorbim de instituții, reziliența instituției, că încearcă să induc, nu știu, sentimentul de frică, de instabilitate, alarme false în instituții, că alarme de celea, că alarme de celelalte și așa mai departe. Aici deja ai de-a face cu un pericol foarte clar, care trebuie să-l spui și în strategie de securitate națională. Noi spunem lucrul ăsta. Lomon susține că operațiunile de manipulare de acest timp nu sunt neobișnuite. Acest lucru iese însă în evidență prin resursele importante investite. Bugetul de publicitate estimat pentru campanie este între 198 și 280 de mii de euro, echivalentul a aproape un sfert din totalul banilor cheltuiți din 2020 pe publicitatea politică Facebook în Republica Moldova. Energocom și Moldova Gaz au semnat contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru a acoperi necesarul consumatorilor de pe malul drept al Nistrului în perioada ianuarie-aprilie. Documentul prevede livrarea unui volum de gaze estimativ de peste 450 de milioane de metri cubi, la prețul de 550 de euro per 1000 de metri cubi. Potrivit Energocom, ulterior prețul ar putea fi micșorat. În contractul semnat de cele două companii, la sfârșitul lunii iunie 2023, era prevăzută furnizarea unui volum total de aproape 480 de milioane de metri cubi de gaze până la sfârșitul anului trecut, la un preț mediu ponderat preliminar de aproximativ 600 dolari pentru 1000 de metri cubi. De asemenea, Energocom a semnat contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu furnizorii serviciului universal de ultimă opțiune și operatorii de sistem, care prevăd livrarea energiei electrice pentru perioada ianuarie-decembrie 2024. Energia electrică livrată de Energocom va fi achiziționată preponderent de la Amgres la prețul de 66 dolari pe megawatt oră de la CETURI, producători de energie de pe piața europeană, și la necesitate pentru a acoperi deficitul de energie electrică, aceasta va fi procurată de pe bursa Opcom. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Duminică, colega mea, Nicoleta Toacă, vă invită să priviți cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna cea trecut. Pe curând!